Salutare și bine v-am regăsit! N-am mai discutat de ceva vreme despre un smartphone, așa că o prezentare a celui mai nou model de smartphone Asus lansat pe piața noastră cred că este binevenită. Prin urmare, vom discuta astăzi despre Asus Zenfone 3 Deluxe. Asus Zenfone 3 Deluxe este, se pare, primul smartphone complet metalic fără antene vizibile. Prin urmare, carcasa sa are cu adevărat un design unibody, singurele întrerupere ale acesteia fiind provocate de butoanele de control, camera de 23 megapixeli, blitzul încorporat, sistemul de focus laser și cititorul de amprente de pe spatele aparatului. Față de telefoanele de vârf din generația trecută Zenfone 2, Asus Zenfone 3 Deluxe repoziționează butoanele fizice de control de pe spatele aparatului în laterale, inclusiv butonul de power care acum poate fi accesat mult mai ușor. Ecranul are dimensiunea de 5,5 sau 5,7 inci în diagonală în funcție de versiunea aleasă și dispune în ambele cazuri de un panou AMOLED mai luminos și mai frumos colorat decât predecesorii săi, însă rămâne la rezoluția Full HD sau 1920x1080 pixel, probabil nenevoia de a consuma cât mai puțină energie, extinzându-se astfel durata de viață a bateriei telefonului la o singură încărcare față de un ecran cu un număr mai mare de pixeli. Ce face cu adevărat acest model să merite titlul de lux pe lângă carcasa metalică și ecranul AMOLED sunt specificațiile care aliniază Asus Zenfone 3 de lux cu toate vârfurile de gamă din sectorul high-end al pieței. Astfel, procesorul pentru varianta mai ieftină cu doar 64 GB spațiu de stocare intern și 4 GB de RAM este un Qualcomm Snapdragon 820, iar cel pentru varianta de vârf cu 256 GB spațiu de stocare și 6 GB de RAM, care este și modelul prezentat astăzi, flagship-ul din acest moment al Asus, este Qualcomm Snapdragon 821, ambele procesoare fiind construite utilizând cea mai nouă tehnologie, cea pe 14 nanometri. Ambele modele sunt compatibile dual SIM cu un prim spațiu dedicat unui card SIM, în timp ce al doilea slot poate găzdui fie un al doilea card SIM, fie un card microSD cu un spațiu de stocare maxim suportat de 2 tera. Adițional, ca și bonus la toate aceste facilități de stocare, producătorul adaugă, indiferent de model, încă 100 de giga spațiu de stocare pe Google Drive, gratuit pentru o perioadă de 2 ani. Procesorul grafic pentru ambele modele este Adreno 530, deci performanțele în utilizare normală, cât și în timpul gamingului, sunt cât se poate de bune, niciuna dintre aplicațiile 3D în care le-am testat nepunând probleme, în special în cazul modelului cu 6 giga memorie RAM. Camera de pe spatele aparatului are o rezoluție de 16 megapixeli pentru modelul cu 4 GB de RAM și 23 megapixeli pentru cel cu 6 GB de RAM, apertura fiind la ambele f2.0. Cu siguranță, în ambele cazuri, atât la 16 cât și la 23 megapixeli, camera de pe Asus Zenfone 3 este un bun companion cu un obiectiv cu 6 elemente, ultima, cea de protecție, fiind realizată din cristal de safir. În cazul fotografiei în lumină de zi și chiar în unele situații de iluminare mai slabă, imaginile capturate sunt plăcute din punct de vedere al reproducerii culorilor, iar activarea senzorului de corecție a culorii și a funcției real-time HDR împreună cu flash-ul dual tone în caz de fotografiere în lumină scăzută nu face decât să îmbunătățească capturile foto, însă unde mi se pare mie că senzorul de pe Asus Zenfone 3 Deluxe strălucește cu adevărat este în cazul filmării, aparatul putând înregistra clipuri video 4K Full HD și HD la 30 de cadre per secundă, dar și la 60 de cadre per secundă în cazul capturării Full HD cu stabilizare electronică de imagine pe 3 axe și posibilitatea fotografierii chiar în timpul filmării. Camera de pe față are deja specificații standard pentru un aparat de top, așa cum este Asus Zenfone 3 Deluxe cu cei 8 megapixeli, apertura f2.0 și un unghi de cuprindere de 84 de grade, așa că selfie-urile vor ieși în continuare cât se poate de bine. Înainte de a trece peste cele câteva teste pe care vi le-am pregătit, haideți să trecem peste alte câteva specificații importante ce au rămas de menționat. Output audio maxim la 192 kHz pe 24 de bits, deci pentru audiofil, dar și pentru utilizatorii normali, avem poate una dintre cele mai bune soluții audio integrate până la această dată pe un smartphone. Conectivitate wireless AC pe 2,4 și 5 GHz cu Bluetooth 4.2 incorporat, suport 4G pentru ambele sloturi de card SIM, suport NFC incorporat, senzori integrați de accelerație, busolo, giroscop, senzor de apropiere, senzor de lumină ambientală, etc. Acumulator de 3000 mAh ce rezistă fără probleme la o zi de utilizare normală, sistem de operare Android 6.0 cu update-uri frecvente aș putea adăuga, noi primind primul update pentru acest model,
foarte recent lansat, chiar în ziua realizării acestui clip. Acum, haideți să trecem la teste. Aceasta a fost prezentarea pentru smartphone-ul Asus Zenfone 3 Deluxe, varianta de top cu procesor Qualcomm Snapdragon 821, 6 GB de memorie RAM, 256 GB de memorie onboard, carcasă unibody metalică și nu în ultimul rând cameră de 23 megapixeli capabilă de captură video 4K. Pentru alte detalii despre acest model de smartphone, dar și despre altele de care ați putea fi interesați, vă invit să urmăriți linkul prezent pe ecran sau pe cele din descrierea acestui videoclip. Asta este tot pentru astăzi, nu uitați să ne oferiți un like și un share, iar eu vă spun până data viitoare, toate cele bune!